Mii de oameni, studenți și profesori s-au adunat aseară în Tel Aviv pentru a protesta planul mișcării de dreapta al prim-ministrului Israelului Benjamin Netanyahu. Unul dintre protestatari se teme că Israelul se va întoarce în timp dacă publicul nu ia atitudine. If the people of Israel is not going to do it, people are going to suffer here. People cannot stop. We cannot go back. We have to look forward. We cannot let them do whatever they want to do to change the democracy here in Israel. Protestatarii cred că este doar o chestiune de timp până când mișcarea de dreapta gândită de Netanyahu va distruge democrația țării. We are protesting against the weakening of the judicial system in Israel and the elimination of the separation of authorities. We are students in universities and we are protesting with our teachers because we think that this will destroy the democracy in Israel. We are very worried about it.